fericile iubirii. De vreme ce momentan petrec mai mult timp împreună, locuind doar ei în casa băieților, între cei care nu formează cuplu au apărut și câteva tachinări. Auzi, spune-le mâine la duș cum să fac. Ce să fac? Să nu... Să nu stăm 2 ore? Da. Pe bune, serios. Bă, bine, nu, să avem timp, suntem 5 oameni și dacă stați 2 ore... Da, dar dacă se spală la cap și la te durează o grămadă. Crede de să se spele la cap, se spală o zi. Și nu ne spălăm la cap, ne spălăm pe cap, una la mână, și doi... Ne spălăm pe păr. Da. Noi ne spălăm pe cap. Ce glumă bună, râs, fată! Eu cu așa glume nu o să pot. L-am întrebat o dată, cine l-a învățat să fac glume de așa cu tint sexual bune? Nu cred. Femeia e serioasă, doamna Olivia. Pe capul pieptului, mă, bă, numai la prostii vă gândiți. Lasă-ne, Roberto. Ai venit cu coșul ăla. Așa, ferească Dumnezeu, nu aveam noi o grămadă de dulciuri. Nu, păi nu dulciuri, acolo e pachetul ăla de biscuiți care trebuie aruncat. Era... Și încă din el. Păi mănâncă din el, e deschis de mult, dar... Încerca să nu vă atingeți de pieptul de pui. Dacă puteți să luați pui între 3. Nu, acum fără nicio glumă, puteți să o faceți ce vreți voi. Pe bunița aia să mâncați ce vreți voi. Uite, da, dracu, ce sunt. O să mă numai piept de pui. N-ai cum să mănânci atât, avem 4-5 kg. Mai îl fac tot odată, mai din cerniță de ne ajunge toată săptămâna. Cum să faci cerniță din pieptul meu de pui? Eu nu văd când îl pui la când ești la antrenament, nu vezi nimic. Dacă stau la asta, din pui nu se dezgheață așa repede. Dar n-ai mamă, tu vezi că înaintea ta. Păi, n-au apă caldă, n-au microunde. Da. Dar avem 4 funcționale. Asta e bine. O să putem să gătim pentru noi două. Eu chiar vreau să mă separat, eu că nu mănânc de la voi. Sau că faceți aia ceva în plus, să zic, să gust, să zic așa. S-au văzut vremurile când te întreba dacă vrei să mănânci. Și ce rău mai, dar de ce noi suntem acum parcă dușmani? Pe bune! Pentru că noi v-am invitat la... Noi v-am invitat. Ați intrat cu forța în căminul nostru. Noi încercăm să fim ospitalieri. Ce? Și voi încercăm să puneți monopol. Nu prea merge, dai seama. Să punem regulile noastre? Da, deja. Uite puțin, a venit chiria și a trezit proprietar. Păi, și cum ar fi fost să vin eu la voi în casă și să încep să vă zic, a, vezi că eu dorm aici, baia aia mea, și vă, deci dacă și vă mănânc toată mâncarea. Deci dacă vă urcăți în patrie și din baie și din baie... Ziceați, bine ai venit! Da, sunt nicio treabă. Da, sunt sigur. Noi n-avem noi între noi, dar cu voi. Voi vă certați de la jumătate de piept de pui. De la geam, ce jumătate de piept de pui? Ei, nu, aia m-am să fac un pic de circ, geam. Că i-am zis că l-am închid după. Mama, n-aveam ce subiecte să avem mâine și... Ei, mă interesează. Dar nu sunteți prietene, deci până la urmă. Nu, cu mine a avut o șansă, da. Eu nu sunt prietenă cu nimeni. Stai ușor, că uitați. Conviețuim, ca iar dacă poți, deci eu vreau să te rog pe tine, poți să scoți cuvântul omenie din vocabular? Nu. Poți să-l înlocuiești cu bun simț sau altceva? Nu. Nu omenie? Nu. Și n-am spus conviețuim omenie, conviețuim ca oamenii. Nu, dar mi-am adus aminte de cum asta. Și nu. E ca și cum noi nu suntem oameni. De ce m-a schimbat eu pentru tine? Sau pentru oricine altcineva? Nu pentru te schimb pentru mine, te schimb pentru tine. Da, nu vreau, mie mi-e bine așa. Dacă tu crezi că ți-e bine așa. Exact. Eu cred că o să arunc cu 8. Nu știu ce cred. Am așa un feeling. Încearcă un sentiment. Avem oare dopla chiuveta aia de la cutărie? Uh-huh. De ce? Și ce faci? Vreau să nec pe cineva. Mă bagă cu capul. Vezi că avem dopla cad. Da. Păi la cad e prea ușor. Ce ți-a făcut fata asta ție? Nu l-a întreba. Ce nu mi-a făcut? Ah, deja exagerezi. Ce mi-a făcut ea mie? Nimic, doar că... Și atunci? Că are așa un aer. A, iar începe. Acum nu are, n-a avut, în seara asta n-am nimic, dar am zis așa, în general ce mi-a făcut ea mie, atâta. Și când mă trage agresiv de păr, în rest nu-i.
Înainte când ziceam agresiv de păr, nici nu-l durea, nici nu-l deranja. Nici nu a durut, dar s-a văzut. Înainte nu se vedea așa, nu mă trăgea în halul. Atunci am uitat rău, pe bune, că m-am uitat și eu pe filmare. Zici că mă bătei pe bune. Nu mi-am seama când te-am tras cu drag, nu te-am tras dragoste, doar că aia a fost dar intenția. Nu m-a durut, dar se vedea că îmi smulgi părul din cap, mi-a ridicat toată... Asta când? Cred că la party, nu? La masă, acolo, când ne-a arătat filmulețul. Păi dacă tu mă enervezi și eu nu pot să-ți fac nimic. După aia, și după aia te-am tras de păr eu. Și cum te-am tras? Așa, deci exact așa, s-a făcut două degete, o șuviță mică, și a doua zi mi-a zis, mai știi că mai tras și tu pe mine de păr, ea tot ea zici că, ca Dani cu Diana, au dat-o pe jos sau? Capricile iubirii. V-ați uitat la imaginile astea? Vi s-au părut drăguțe? Da. De aia sunteți amuzat. Singuri. Nu sunt drăguțe? Da. Tot de-aia sunteți singuri, ce să vă zic. Pentru mine e ok, oricum nu mai am nicio speranță. Vorbesc serios. Mi-e bine și așa, nu-i problemă. Oricum mă distrez, e ok. Ți-e bine că îl vezi pe Antonin în fiecare zi? Îl văd oricum. E life-ul, sunt capricile, adică oricum le vedem. Da, acum îl vezi mai mult. Îl văd îndeaproape, pot să-l studiez mai bine. Am aflat și noi că doarme fără indispensabil. Și noi. Nu e ca și cum sunt filmat 24 de ore. Da. Da, ce să zic? Mi-a plăcut perseverența anemonei. Mi-a dormit în cameră cu Antonio. Nu e așa, anemona? Nu, eu speram să plece el. De ce? Dar... Vorba lui, vii în casa mea și mă dai ajutor. Da, ar fi fost cumva drăguț să rămânem noi jos și să meargă ei sus. Da? Era drăguț pentru cine? Noi toate trei. Da, eram jos, eram... în camera. Auză, uite, s-a mai încălzit un pic. De ce nu-i puneți pe terasă să doarmă afară cu câinii? Adevărat, ce? Asta și asta o idee. Păi și eu când am fost în casa fetelor, mi-a cedat nimeni în pat. Cum nu o dai eu? Când? Când te-am rugat de 10 ori și ai zis că nu vrei să duci în patul lui Cătălina. Și asta da. Eu nu-i văd bine pe băieții ăștia doi. Eu cred că săptămâna asta ceva o să se întâmple. De ce? Nu știu ce, dar... Păi noi avem treaba noastră. Măi, în loc să vă fie bine, că au venit fetele la voi în casă, să vă distrați, să vă simțiți bine, zici că... Ne distrăm de minuni. Așa funcționează de obicei sau... Așa cum? Dar ne distrăm, noi ne-am distrat, nu? Da, adică da. Măi, dacă eu continui discuția asta cu voi, mă întristez și eu, serios, adică... E, știi, își lasă mai întâi o periuță de dinți, ups, am uitat-o, mai lasă. Fă-mi și mie puțin loc în dulap, după care ca buldozerul, așa. Uite, de-aia mi-am luat casă. Dar mie mi s-a părut drăguț din partea băieților că le-au zis fetelor că pot să gătească ce vor ele și... Chiar a fost frumos, că ele de obicei sunt obișnuite așa cu certurile de la mâncare și ei nu sunt. Dar noi glumeam atunci că poate să-și facă orice, oricând, poate să mănânce orice. Poate să vă facă și vouă, nu? Nu, noi facem separat, dacă... Eu chiar încerc să-mi țin un regim de sală și... Dacă nu vor. Dacă vor, trebuie să mănânce ce mâncăm și noi. Dacă vor, Doamne ajută, da. Dar chiar cum faceți? Adică mă gândeam că dacă ele au venit în casă la voi, poate sunteți voi niște domni și... Le face și pe ele, se simtă mai... Ce să facem unghiile și să... Micul dejun la pat. Ce să putem să facem mai mult? Eu sunt handicapat. Și eu mă întristez și eu. Și continui să vă spun. De-aia sunteți singuri, Antonio! Nu știu de ce sunt singur. Da. Doamne, spui și nouă, că poate... Vreau să fiu 100% sigur. Aoleo, câtă tristețe, fraților. Dar nu e nimeni trist. De ce se pune? Dacă nu ești neapărat într-o relație asta, înseamnă că ești trist ca om? Nu. Dar voi sunteți, iertați-mă, vi se citește tristețea în suflet. N-aveți nicio speranță. Empatizează cu Robert. Cu Robert. Cu ce? Cu degetele rupte? Cu ce sunt? Exact. Empatizeze, că deja este foarte mult pentru mine. Mi se pare că sunteți ca șoarecele cu pisica. Tom și Jerry scrie pe voi. Așa relaționez eu.
Nu știu, mie mi-au amintit de mine în clasa 6-a când îmi plăcea un băiat, mă trăgea de păr, eu îl alergam, îi dădeam una, adică lucruri de genul ăsta. Nu mai înțeleg. De interacțiune. Nu mai înțelegi nimic, nu? Nici. Viața e pustiu. Da. Viața e dură, dar e grea. E grele. Dacă vreți, continuăm așa până... Vineri, la 12. Da. În loc să vă fie bine, în loc să vă simțiți bine, în loc să fiți fericiți că sunt fetele astea, aș fi jucat cu ele... poker pe dezbrăcate, asta vreau orice. Să zic, dar nu. Da, da, mai există o șansă. Se cuplează doi și se duc în casa cuplurilor, nu? Că doar de e nu ne cuplăm, că nu vrem încă, că sforă e Vlad acolo. Nu, că nu mai durează mult și încalcă Antonio regulamentul și o să linișeze toată casa. Păi poate ne spui și nouă cu ce încalcă regulamentul. Păi cântă, fără la valieră, astea. Am cântat la duș. A, deci ați început să-i sabotați pe cei care sunt în relație. N-am făcut-o intenționat, eu așa fac mereu, dar acum s-a pus mai mult accent. Minte. Bun, ideea e să nu încălcați regulament. Lăsați-i și pe ei, mă, săraci, mă, că sunt... Uite, te arată toată lumea cu degetul, Antonio. Așa a fost toată îți dai seama că, îți dai seama că spre tine vor arăta. Că i-ai dat amuleta Sabrinei, a fost bine, dar nu prea. Că încarci regulamentul, e bine, dar nu prea. Am câștigat un task de care n-am primit nimic. Ai, e okay. Ai merg din ce câștigat ce un task care nu ți-a ajutat la nimic. E, știi cum, îți merge super, din rău în mai rău. Ești da. Visul oricărui om care vrea să se autoflageleze. Și nu o fac intenționat, aia e problema.